Unde te-ai bă, Gabriel? Rezistite, hai să mergem, pa! După 2:30. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Pa, bună! Pa! Pa, pis! Pa! Pa, bună! Pa, să-i zic că nu, eu n-am pupat-o! A plecat în șosete când... La tine, că nu te-a pupat! Aia... Eu... E odorabil de acolo. Așa că te îmbelezi noaptea, să mă iubești. Te îmbelezi noaptea, tu. Right now I'm standing in a corner. Aoleu, unde se arunce toarcem? Gata, m-ai tărgălit pentru toată săptămâna. Da, ia, trage cadru, uite cum a ieșit ea din mașină, da? Ba, bună, te iubesc! La drum! Doamne ajut! I don't know what it is about you. It must be in the way. Și am pornit la drum, priviți ce vegetație frumoasă! Abia așteptăm să ajungem! Primul popas după multe serpentine. Ghiciți de ce am făcut noi popas? Ca să nu ni se facă rău. Teo e mai sensibilă. Bebe, gata pauza? Mergem? Cum e cu picioarele goale în iarbă? Sărăcoasă! Hai, Bri, să mergem afară. Am luat-o pe Bri să-i arătăm macii. Ia priviți ce-i acolo. Gata, eu o să vreau și ceva mov. Hey, am ajuns la Bârlad. Unde sunt cazați? Cei care au venit din Olanda. Cei carantinați. Acolo este Georgiana, mătușa fetelor, pe care voi ați mai văzut-o în vlogurile noastre. Cum e Georgiana în carantină? E super, nu? Ai priveliște, câmpia verde. I-am adus pachet și acum o să ne continuăm drumul către bunici. Încă n-am ajuns, dar priviți, plouă. Ce grătar facem noi la bunicu? Măcar să-l vedem, nu? Am ajuns! Este cald, dar plouă. Foarte cald este. Hei, am ajuns la țară! Yeah! Hai, fetele! Încălțați-o și pe Bri! Salut, bunicu! Salut! Ați venit cam cu ploaie, dar pe soare. Avem un tomiț acolo, priviți-l. Am plecat de la negruțul nostru la portocaliul. Uite-l, mă, pe tomiță! Căpșuni! Vreau căpșuni! O căpșună, hai să gustăm! Friends trying not to see. Need some blessing to turn. Așa de tot. Ia uite. La fiecare. Bravo. Poftim, Teo. Avem 6 căpșune, dar încă nu s-au coapt. E plin. Dar nu vreau să coapte. Vreau să iau una așa crudă. Păi și eu. Dar te-mi dai? Crudă? Da, luat. Și eu. Vreau să le spălăm? Corect. E frumos și miroase super. Aici la țara, flori de salcâm, cireșe crude. Aici avem ceapă, ia uitați cât de mare a crescut, e plantată din toamnă. Uite ceapă! Aici e ceapă, acolo e ustul. Roi. Chiar usroi. Unde e usroi? Aici. Dar cum să nu, dar cum să nu, ești galben tu. Da, mămeca, avem și unul acasă. Negru, negru al nostru, negru ca noapte, știi, ești galben ca soarele. Acum noi strângem căpșuni. Abia aștept să mănânc și eu din recolta voastră. Super. După cum vedeți, nu mai plouă, este foarte cald. Și haideți să dăm proviziile cui le-am adus. Poftim, Mara? Cadouri vrei? Cadouri. Am primit un ultim. Bogoși de la Briana, da? Ah. Te-a trimis bunica? Ia. Yeah.
Ce ai făcut, Briana? Hai sus, tata, sus, sus. Hai sus. Bine că nu sunt țepi. Tomiță, avem cadou și pentru tine. Miau, miau, pis, pis. Tomiță. Wow! Porumb să pune așa da, la porcar? Aici da, da. Sunt bune? Și ți-a ținut? Nu, n-am gustat. Își pierță de la paimare. Hai să gustăm. Hai să gustăm. Cuța! Cuța! Hopa! Nu avem voie parta, avem aici parta. Și mai tare! Și mai tare! Și mai! Porumb fiert! Wow, pus de bunicul la conservat! Cum e? Cum e, Teo? Poftă bună! Mulțumim! E începutul lui mai și noi deja avem porumb! Iar în trecut! Unde te-ai bă, Gabriel? Ce faceți aici? Ne arădăm! Și ne pregărim? Ne pregărim! Ne pregătim de frigărul lui! Ce avem aici? Mara, du-te și du astea. Uite, așa mă ajutați voi. Avem aici pieptul de pui. Ia să-l tăiem cât de cât egale. Ok. Luăm un băț. Hai să începem cu o ciupercă brună. Băgăm ciuperca. Băgăm o bucată de carne de pui. Acum are nevoie de culoare. Să-i dăm niște ardei. Facem și ardeiul tot așa cu bulețe. Ia, uite, luăm o bucată de ardei. Eu vă arăt pe prima și după aceea pe restul puteți să le faceți voi. Da. Apoi iarăși o bucată de piept de pui. Ciupercă, piept de pui. Acum punem o ciupercă albă. Le scoatem coada. Da, punem doar pălăriile. Pac. Mai punem o bucată de piept de pui. Putem să punem și ceapă. Și să punem și o roșie și ceapă. Bun, ia să vedem. Așa băgăm și roșia. Uitați și ceapă, folosim ceapă verde pentru că pasta o avem. Am tăiat o bucată de ceapă pe care o să o frigem în frigăruie, dar până atunci mai trebuie încă o bucată de piept de pui. Vă place tocătorul meu rustic? Băgăm pieptul, pac. Acesta este tocătorul. Băgăm ceapa și mai băgăm o bucată de piept. Cred că e ok așa, da? Acum e rândul nostru, hai să vedem cum o facem noi. Tai eu pieptul de pui, vă mai tai ardei și voi le montați, da? Cum ardei! Ce faci, Bria, acolo? Mi-ai furat roșia de aici de pe tocător? E bună? Da. Mai aveți, mai aveți? Hai, ia ceapă. Da. Cine mai are nevoie de ceapă? Bravo, Teo! Hărnicuțe, hărnicuțe. Uite, Teo, și tu o felie de ceapă. Acum hai să vedem cum stă treaba la grătar. Hai, să mergem. Hai, cameramanule, hai. Mergi la treabă și lasă camera pe alții. Iată. Mai durează? Ia uitați cum e Briana. Briana! Ce e la tine, tati? Meu, meu! Ce te-ai făcut, Briana? Ce e pe tine? Hai, paralel! Nu poți. Acolo. Hai, Teo. Briana, ce-ai făcut mămeca aici? Ce-i pe tine? Cât de udă ești? Vai! E napa de pepene. Tati s-a apucat de făcut treabă în grădină. Tai puieții? Da. Ia uite, ia. Prima șarjă de grătar. Aproape gata, ia privit acolo. Pui, ceapă și costiță. Urmează frigăruile și micii și legumele. Briana, ce faci acolo? Ce faci, Briana? Ești la al doilea rând de haine? Da. Poftă bună! Foarte bun. Și gata și mâncărica. Uite așa la țară, din bol toată lumea. În familie. În familie, numai în familie, da. Toaptă bună! Mulțumim!
Tura 3 de grătar, micii și ciupercile sunt gata! La masă! Poftă bună! Acum desertul! Dă-ne rece! Îi lasă la mama! Ce greu e, sper să nu-l scap! Voi ieșeți harbuz pe aici! De locuri, fiți gata! Wow! E super cop! Mamă, ce bine arată! Poftă bună! Poftă bună! Ia uite, ia! Ce-i la Briana acolo? Ricota! Dacă toți suntem la țară, nu plecăm prin angoală. Asta vrea, mă! Am venit pe ploaie! Plecăm pe ploaie! La revedere! Rămâi cu tine! Pa, pa, pa! Multă sănătate! Plouă! La revedere! Pa, bunico! Da, pa! Ploaie! Și în mașină, revedere! Pa, pa! Am plecat acasă! Am plecat pe ploaie!